Bună seara, domnule Rednic, înfrângere pentru Dinamo în această seară și încheiați anul pe locul 15 cu 12 puncte acumulate. Cum vă simțiți așa ca antrenor în situația aceasta? Nu-mi convine. Dar o înfrângere, dar trebuie să ținem cont și de situația care a fost astăzi. Am pierdut trei fundași centrali, doi ieri în cantonament, azi unul înainte de meci, a fost mult mai plus jucătorii suspendați, practic mai mult de jumătate de echipă. Și așa, eu zic că nu ne-am prezentat rău. Ok, înfrângerea e înfrângere, nu ne stă aici undeva, dar nu avem ce, n-am avut ce să fac în situația asta. Dar mi-a prins bine, a fost un joc util, am mai dat șansă la unii jucători care au jucat mai puțin, să-mi fac așa o idee. Știți foarte bine că am spus că după ianuarie se trage linie, dar atunci accept să fiu judecat. Da? Și în perioada asta n-a fost ușor pentru mine, cu jucători cu care n-am lucrat până m-am adaptat cu ei, ei cu mine. Am avut și... Nu știu dacă să zic ghinion, dar am avut meciuri în care am avut punctele ca și câștigate. Sunt aproape 7 puncte, 2 cu UTA, 2 cu Rapid și 3 cu Mioveni, în care pierzi după minutul 90. Chiar echipa a jucat bine, s-a mișcat bine. Și astăzi a fost la pauză 0-0 cu o echipă omogenă, care joacă de aproape câțiva ani buni unii dintre ei, cu care am lucrat și eu, cu jucători cu calitate, dacă le lași puțin spațiu, te judecă și a fost și Betancur, a avut în prima repriză două situații de a marca. Am avut și noi o situație de a marca la ocazia lui Carp, când portarul a scos de pe linia porții, după linia porții, nu mai contează. Am luat două goluri, primul din fază fixă, aici nu prea accept, da, problema lui Dinamo. Și după al doilea gol, nu mi se pare corect ca un apărător să ataci drept, să strecoare mingea între picioare. La Dinamo nu se poate așa ceva. Pentru asta n-am ce să fac, sunt obligat să schimb. Și voi schimba, pentru că de acum eu sunt răspunzător 100%. Spuneți că nu vreți să fiți judecați pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste 11 etape, însă statistica arată că în 11 meciuri ați câștigat 6 puncte, antrenorul precedent în 10 meciuri 6 puncte. Nu a fost 11 cu 11, așa am să gândit. Nu sunt 11, ăsta e al 12-lea meci al meu. Cred că am sărit eu. Și dacă vă arăt lista, sunt foarte mult mai multe lucruri pozitive. Totuși, dumneavoastră, nu vă puteți... Am dat gol din 11 meciuri, am dat gol în 8 meciuri. Deci în fiecare meci s-a marcat. Înainte nu s-au marcat, s-au luat din contră, s-au luat multe, multe goluri. Cu o echipă care n-am format eu, n-am pregătit eu, jucători care au venit pe parcurs. Și ați văzut că meciul care l-am câștigat, nu l-am câștigat cu jucătorii vechi. Am câștigat mai mult cu jucătorii care au venit, jucătorii noi. Deci e normal că și eu m-aș fi așteptat la mai mult. Uitați că au fost trei meciuri care le-am pierdut în prelungiri. Nu s-a întâmplat înainte, te gândeai la scor. Ok, poate era și altă echipă, să jucau cu mulți tineri, nu a fost perioada de transfer. Jucătorii care au venit în primul val au avut nevoie de timp. Unii s-au acomodat, unii nu s-au acomodat. Uitați-vă câte goluri am luat. Au probleme cu portarii, chiar dacă Mihai azi a făcut un meci bun. Probleme mari cu fundașii centrali. Nu se poate să am fundaș de 1000 de euro. La noi de la 1000 de euro trebuie să fie fundaș de fundaș. Popa astăzi, dau un exemplu, că dau și nume. Păi ai 5000 pe lună, tu n-ai jucat la ea și vii la Dinamo și Ganea te ridiculizează. Deci sunt multe probleme. Și n-ai cum. În momentul ce n-ai siguranță, poftim? V-a certat la schimbare? Nu, el a ieșit că spunea că nu mai are aer. El a intrat și un pic răcit.
Am jumate din echipă au fost răciți. Chiar mi-a fost teamă și am vorbit cu Iuliu să găsim o posibilitate să amânăm meciul. Pentru că ieri nu ne-am antrenat, că n-am putut să ne antrenăm, pentru că toți am izolat fiecare în camera lui ca să putem să disputăm meciul de astăzi. Spuneți ok, sunt responsabil pentru perioada în care au venit. N-am fost ridiculizați ca în alte meciuri. S-au pierdut multe la limită, scoruri strânse, și cu bune și cu rele, dar din moment ce ai atacanții noștri, patru atacanți, câte goluri au? Niciun gol. Niciun, Mirco are din penalti, dar ăla nu se pune. Din penalti pentru mine nu se pune, că nu trebuie să bate el. Ai atacanți care nu reușesc să înscrie. Comparăm atacanții care au avut astăzi viitorul și cu atacanții noștri. S-au făcut greșeli, s-au făcut repede, deci am fost obligați, dar totuși am adus jucători de 2000, Petar 2000 salariu, Nikos 3000 salariu, Nunici cu ăsta 4000, Carp 4000, fără comisioane și care s-au dat de foarte mici și s-au dat de oameni care mai aduc bani la Dinamo. Tăiați în carne vie în această vacanță, vor pleca mulți jucători? Da, vor pleca, e normal să plece. Normal să plece. Suntem 40 pe listă, dar degeaba, suntem mulți și mai puțin buni. O să rămână 18 jucători și cu cei tineri. Să plece vă 14 jucători. Se pare normal să plece, pentru că n-au demonstrat și au și salarii mari și o să plece. Ați găsit și soluții mai bune să scoată Dinamo din această situație? Sunt soluții. Deci trebuie să găsesc soluții. Trebuie să găsesc pentru că suntem la limite. Deci nu mai avem voie să greșim. Au fost și alții în situația noastră. Și FC Argeș aveau 5 puncte sau 6 puncte. Au schimbat și ei aproape tot lotul. Și după aceea s-au bătut la play-off. O să fie și situația noastră pentru că acum am avut timp. Jucătorii pe care îi voi aduce după data de 5 vor fi prezenți. Încă o dată, totdeauna când vine Rednic, bugetul se reduce. Da? Rednic, totdeauna bugetul se reduce. Până acum am avut 800 de mii, nu am voie să vorbesc, dar bugetul aproape la jumătate se reduce. Și trebuie să mă descurc. O să mă descurc, deci nu e problemă, dar trebuie să am și susținerea lor. Ok, eu sunt de acord să vă remaniem lotul. Că e nevoie, pentru că valoric n-au demonstrat-o. Deci pe teren, deci unii dintre ei n-au demonstrat că merită să joace la Dinamo și n-au dat siguranță. Între fundaș și central, cred că o să rămână vă doi. Aveți garanția că puteți salva Dinamo? Da, altfel plecam. Deci altfel plecam.